Vă salut. Eu sunt Casian și în clipul de astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva responsabilități pe care le au cei ce vor să se căsătorească sau sunt deja căsătoriți. Să ne căsătorim este foarte simplu. Avem nevoie de o persoană cu care să ne căsătorim, un drum la primărie, unul la biserică și ne am căsătorit. Să rămânem însă căsătoriți până când moartea ne va despărți. Este mai complicat. Este mai complicat dacă nu cunoaștem că într-o relație de căsătorie avem anumite responsabilități sau dacă cunoaștem, dar nu ținem cont de ele. Căsătoria este pentru persoane mature, nu pentru copii. Din păcate, unele persoane, deși au trecut de mult de perioada copilăriei, ele au rămas tot ca niște copii. Sfatul meu dacă întâlniți astfel de persoane în perioada de cunoaștere este să nu vă pierdeți timpul așteptând maturizarea unor persoane mature pentru că de obicei aceste persoane nu se vor maturiza niciodată. Și riscul să aveți o căznicie eșoată și o viață plină de regrete este foarte mare. Căsătoria este pentru persoane mature, nu pentru copii, pentru că implică responsabilități pe care niște copii nu le pot înțelege sau purta. Și în minutele următoare vă voi arăta două categorii de responsabilități. Prima categorie de responsabilități pe care le au cei ce vor să se căsătorească sau sunt deja căsătoriți sunt responsabilități față de persoana cu care vor să se căsătorească sau cu care s-au căsătorit deja. Ca o relație să funcționeze bine, trebuie să fie bazată pe o mentalitate bună a celor doi. O mentalitate de a da totul celuilalt, nu de a aștepta totul de la celălalt. Și când cei doi au o astfel de mentalitate, ei înțeleg că o relație implică responsabilități față de persoana cu care vor să se căsătorească sau cu care s-au căsătorit deja. Așa că dacă te gândești la căsătorie sau ești deja o persoană căsătorită, tu ai anumite responsabilități cum ar fi responsabilități materiale. Căsătoria înseamnă responsabilități materiale, cum ar fi traiul casei din punct de vedere financiar, și această responsabilitate este în primul rând a bărbatului. Chiar dacă astăzi și femeile merg la muncă, bărbatul trebuie să fie cel care trudește cel mai mult pentru a aduce banul în casă, nici de cum femeia. Fetelor nici să nu stați de vorbă cu băieții care nu au un loc de muncă, dar vor să se căsătorească. Bărbatul are responsabilitatea primară de a asigura traiul casei din punct de vedere financiar, și o fată înțeleaptă va vedea dacă băiatul are această mentalitate înainte de a deveni soț. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu vorbește cu Adam când îi spune că va trebui să muncească cu greu pentru traiul casei. Citiți Geneza 3 de la 17 la 19: Nu vorbește cu Eva. Și tu care vrei să te căsătorești sau ești deja căsătorit, ca bărbat, tu ești Adam. Tu trebuie să trudești pentru traiul casei tale, tu trebuie să ai sudor pe frunte cel mai mult, nu Eva. O altă responsabilitate materială în cadrul căsătoriei, pe lângă cea de a asigura traiul casei din punct de vedere financiar, este și responsabilitatea hrănirii și îngrijirii casei. Hrănirea și îngrijirea casei este în primul rând responsabilitatea femeii. Băieți, nici să nu stați de vorbă cu fetele care își degetele în bucătărie sau au nevoie de menajere în camerele lor, dar vor să se căsătorească. Cred că femeia este cea care trebuie să se ocupe în primul rând de hrănirea familiei și de îngrijirea casei. O femeie cu o astfel de mentalitate este o femeie biblică. În Biblie scrie că ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale. Proverbe 31 cu 15. Recomand atât fetelor cât și soțiilor: Proverbe 31, de la versetul 10 și până la final. Memorați aceste versete și identificați-vă cu ele dacă vreți să fiți niște soții mai de preț decât mărgăritarele. O altă responsabilitate materială, pe lângă cel de a asigura traiul casei din punct de vedere financiar, hrănirea și îngrijirea casei, este și responsabilitatea aspectului fizic. Aspectul fizic, adică cum arăți, este o responsabilitate pe care o aveți amândoi. Fetelor, căutați să fiți atrăgătoare pentru soții voștri până muriți. Nu vă transformați de-a lungul anilor datorită neglijenței voastre în ceea ce privește prea multă mâncare, prea puțină mișcare și prea puțină îngrijire. Aduceți-vă aminte câtă grijă aveați de voi în perioada de cunoaștere. De ce aveați atâta grijă de voi? Ca să vă placă băiatul respectiv. Păi și după ce va deveniți soți. Nu doriți să vă mai placă? Bărbaților la fel, căutați să fiți atrăgători pentru soțiile voastre, și după ce v-ați căsătorit, ca în primele zile când vă întâlniați cu ele, când făceați duș dacă trebuia și de trei ori pe zi, aveați trei fire de păr pe față și alea le dădeați jos și vă dădeați cu parfum de simțeau toți vecinii că mergeți la întâlnire. De ce aveați atâta grijă de voi? Ca să vă placă fata respectivă. Păi și după ce va deveni soție, nu doriți să vă mai placă? Gândiți-vă că după câteva sarcini și odată cu trecerea anilor, corpul luptă împotriva voastră. Cum vă gândiți, voi că nefăcând nimic, vă veți mai atrage fizic partenerul și după 10-20 de ani de relație? Eu sunt de acord că într-o relație, odată cu trecerea timpului, alte lucruri devin mai importante dar nu subestimați niciodată aspectul fizic că nu-i visul niciunei femei la 10-20 de ani de la căsătorie să adoarmă seara în brațele soțului care miroase urât că nu se spală, este nebărbierit că nu a avut chef să se bărberească și face salteoa să plângă. Și niciun bărbat nu visează ca nevastă sa după 10-20 de ani de la căsătorie să înceapă să-i facă concurență la părul de pe corp sau dacă o ia în brațe să riște să facă hernie. Gândiți-vă și la aceste aspecte. Apoi, în căsătorie, pe lângă responsabilitățile materiale pe care tu le ai, tu ai și responsabilități emoționale responsabilități care au legătură cu sentimentele persoanei cu care vrei să te căsătorești sau cu care te-ai căsătorit deja. De aceea tu ești responsabil sau responsabile de ce faci, de ce vorbești, cum vorbești, când vorbești, cu cine vorbești și așa mai departe, pentru că tu poți oferi partenerului sau partenerei siguranță în relație sau nesiguranță. Și nu cred că te-ai căsătorit să oferi nesiguranță. Dacă vrei să te căsătorești sau te-ai căsătorit deja și crezi că poți să faci ce -ți trece prin cap fără să afectezi persoana de lângă tine, te înșel. Faptul că alegi să nu te mai uiți după altele sau după alții odată ce ești într-o relație arată că ai înțeles că ești responsabil sau responsabilă față de sentimentele persoanei de lângă tine cum vorbești și cum te comporți cu ea o afectează emoțional într-un fel sau altul. De aceea, bărbaților, învățați să fiți niște gentlemen, chiar dacă sunteți căsătoriți deja. Și voi, soțiilor, învățați să apreciați dacă aveți acasă gentlemen. Iar celor care nu s-au căsătorit încă, dar vor să se căsătorească, le spun așa. Fetelor, nu vă pierdeți vremea cu băieții care nu sunt gentlemen. Iar voi, băieților, nu vă pierdeți vremea cu fetele care nu apreciază Că sunteți niște gentlemen. O altă responsabilitate pe care tu o ai față de persoana cu care vrei să te căsătorești sau te-ai căsătorit deja, pe lângă partea materială și emoțională, este și partea sexuală. Tu ai responsabilități sexuale, așa că dacă ai o problemă din punct de vedere sexual vorbește cu partenera sau cu partenerul cu care vrei să te căsătorești și spune problema pe care o ai până să te căsătorești cu ea. Nu-i fă o surpriză la capitolul ăsta spunându-i noapte anunții problema pe care o ai sau lăsându-o pe ea să o descopere. Pentru că ai toate șansele să te prindă prima noapte căsătorit sau căsătorită, iar a doua noapte divorțat sau divorțată. Nu vă distrugeți relația și viața pentru că nu ați discutat înainte de căsătorie un lucru atât de important cum ar fi o problemă a voastră din punct de vedere sexual. Pe de altă parte, când vine vorba despre relația sexuală în cadrul căsătoriei, cumva este un subiect tabu în creștinism, aproape păcătos în mintea unora, și în niciun caz nu ne trece la mulți prin cap că Dumnezeu ne-a lăsat în Biblie inclusiv învățături legate de relația sexuală dintre un soț și o soție. Nu intru în detalii legate de ce se întâmplă în pat, dar ascultați ce spune Biblia cu privire la relația sexuală în cadrul căsătoriei. 1 Corinteni 7 cu versetul 3 Bărbatul să și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Ce ne spune acest verset? ne spune că bărbatul și femeia sunt datori unul față de altul în ceea ce privește relația sexuală. Adică tu ca soție nu îi faci soțului un favor că te culci cu el, valabil și invers. Nici măcar nu-i vorba despre propria dorință sexuală ca motivație să te culci cu persoana cu care te-ai căsătorit, ci este vorba despre datoria pe care tu o ai de a te culca cu persoana cu care te-ai căsătorit. Gândiți relația sexuală cu persoana cu care v-ați căsătorit ca pe o datorie pe care o aveți față de ea, nici de cum ca pe un favor sau ca pe o satisfacere a propriei pofte 1 Corinteni 7 cu versetul 4 Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta Ce ne spune acest verset? Ne spune că trupul nevestei, din punct de vedere sexual, are un stăpân. Cine este stăpânul? Bărbatul ei. Și trupul bărbatului, din punct de vedere sexual, are un stăpân. Cine este stăpânul? Nevasta lui. Ceea ce înseamnă că, dacă Nevasta nu este stăpână peste trupul ei, din punct de vedere sexual, ci bărbatul ei este, ea nu are dreptul să spună astăzi nu sau mie nu îmi faci cu tare sau cu tare din moment ce ea nu este stăpână pe trupul ei. Și dacă bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, din punct de vedere sexual, cineva asta lui, nici el nu are dreptul să spună astăzi nu sau orice altceva. Fac o paranteză. Ceea ce am spus mai sus nu se aplică în orice context. Sunt anumite contexte medicale, de exemplu, care împiedică să faci orice și oricând din punct de vedere sexual nu ți omori partenerul sau partenera în pat. Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Continuăm. 1 Corinteni 7 cu versetul 5 Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât prin buna învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Ce ne spune acest verset? ne spune că relația sexuală în căznicie nu trebuie să lipsească, cât contextual când cei doi se îndeletnicesc cu postul și cu rugăciunea, în rest înapoi în pat. De ce? Ca să nu vă ispitească satana. Nu știu dacă pricepeți cât de importantă este relația sexuală în cadrul căsătoriei. Gândiți după scriptură, nu după poftre sau ideile voastre, dacă vreți să aveți o căznicie de durată și fericită. Sunt destule persoane care au mers după pofte, nu după principiile biblice. Și nu au avut pofta astăzi, nu au avut poftă mâine și ușor, ușor și-au distrus căznicia pentru că el sau ea și-au găsit pe altcineva care avea poftă. Sunt persoane cu tot felul de idei, numai biblice, nu? Cum ar fi că dacă sunt de ani buni împreună, nu mai au ei ce să pățească chiar dacă nu mai au treabă unul cu altul sexual vorbind. Până află că unul dintre ei și-a găsit o altă jumătate, și pentru ce credeți că și-a găsit-o? Să se roage împreună? Nu neglijați responsabilitatea sexuală față de persoana cu care v-ați căsătorit dacă vreți să nu vă pare rău mai târziu. O altă responsabilitate pe care tu o ai față de persoana cu care vrei să te căsătorești sau te-ai căsătorit deja, pe lângă partea materială, emoțională și sexuală, este și responsabilitatea spirituală. Tu ai responsabilități spirituale. Am avut odată o brățară pe care scria nimic fără Dumnezeu. Acum, dacă suntem de acord cu citatul ăsta, atunci ar trebui să fim de acord că într-o relație avem și responsabilități spirituale. Pentru că dacă credem că nu este nimic fără Dumnezeu, atunci nici relația noastră nu poate fi fără Dumnezeu. De aceea, băieți, după ce o să vă căsătoriți, voi o să fiți capi ai familiilor voastre și direct răspunzători înaintea lui Dumnezeu de partea spirituală a familiei voastre. Capul familiei, adică bărbatul, are responsabilitatea de a-și conduce spiritual familia și de a-și învăța familia tot ceea ce ține de partea spirituală prin părtășia spirituală pe care o au împreună. Și o astfel de părtășie o vor avea cu siguranță dacă încă din perioada de cunoaștere și-au făcut obiceiul de a avea părtășie spirituală. Dacă eu aș fi fată și un băiat ar dori să mă cunoască pentru a se căsători cu mine și aș vedea la el interes și cunoaștere în toate lucrurile, dar mai puțin spre deloc în cele spirituale, nici nu aș sta de vorbă cu el. Fetelor fugiți de băieții care vor să vă ducă peste tot, dar niciodată la Biblie. Iar băieților fugiți de fetele care vor să fie duse de voi peste tot, dar niciodată în Biblie. Cei căsătoriți nu aveți unde să mai fugiți, așa că singura opțiune a voastră este să începeți să vă faceți obiceiul de a avea câteva minute, măcar pe zi, de părtășie spirituală cu familia voastră, în care să citiți un text scurt din Biblie, să scoateți câteva idei din el și să vă rugați în contextul a ceea ce ați citit. Cântați împreună o cântare, două și așa începe să aveți părtășie spirituală în familie. Într-o zi, Dumnezeu va trage la răspundere pe soții care trebuiau să fie capii ai familiilor lor și preoți ai caselor lor, și nu au fost. Ce ați făcut o viață întreagă cu familiile voastre din punct de vedere spiritual, vă va întreba Dumnezeu. A doua categorie de responsabilități pe care tu le ai în cadrul căsătoriei sunt responsabilități față de copiii pe care o să-i ai sau pe care îi ai deja dacă ești o persoană căsătorită cei care vă căsătoriți, dar nu doriți să aveți copii, deși nu aveți nicio problemă medicală, sau nu doriți mai mult de un copil, că jumătate nu puteți, aveți o gândire nebiblică, pentru că Biblia când vorbește despre căsătorie, vorbește despre copii ca fiind o binecuvântare. Nu crezi asta sau de ce îți dorești maxim un copil? Nu crezi ca și părinte că a avea copii pe care îi crești pentru împărăția lui Dumnezeu, copii care să facă diferența în lumea asta, este cea mai mare realizare a vieții tale? Crezi că există ceva mai bun în a face cu viața ta decât a crește copii de Dumnezeu? Ai o gândire lumească, nebiblică, dacă crezi că există ceva mai depres decât să crești copii sfinți, care la rândul lor să crească copii sfinți pentru Dumnezeu. Căsătoria înseamnă și copii. Și față de ei, tu ai responsabilități. Responsabilități cum ar fi cele materiale. Copiii nu sunt responsabili. Tu ești responsabil pentru ei. Tu trebuie să cumperi scutece, haine, încălțări, jucării, mâncare și așa mai departe. Și toate astea sunt responsabilități materiale care vă privesc pe voi amândoi, care vreți să vă căsătoriți sau sunteți deja căsătoriți alte responsabilități pe care tu le ai legat de copilaș, pe lângă responsabilitățile materiale, sunt și responsabilitățile emoționale. Sunteți responsabili de emoțiile copiilor voștri. Mulți părinți se ceartă și au impresia că nu sunt auziți sau văzuți de copiilor. Aduceți-vă aminte că voi ați auzit și ați văzut toate greșelile părinților voștri și cât v-au afectat emoțional. Nu fiți și voi la fel înșelându-vă că sunt mici, nu înțeleg ei, sau sunt în camera lor și nu ne aud. Aduceți-vă aminte că mici erați și voi și ați înțeles tot și ați auzit tot. Nu-i supuneți la aceleași greșeli la care v-au supus părinții voștri pe voi. Înțelege că ai responsabilități emoționale față de copiii tăi, așa că ar fi bine să te iubești mereu cu persoana cu care te-ai căsătorit, nu să te cerți mereu. Ar fi bine să ai grijă ce faci cum vorbești și ce vorbești cu cei din jur și cu copiii tăi. Ai grijă cât timp petreci cu copiii tăi și așa mai departe, pentru că tot ceea ce se întâmplă în jurul lor sau cu ei îi afectează emoțional într-un fel sau altul. Alte responsabilități pe care tu le-ai legat de copilași, pe lângă responsabilitățile materiale și emoționale, sunt și responsabilitățile educaționale. Copiii voștri trebuie să fie educați în general vorbind, în primul rând de voi ca părinți, nu de grădiniță, școală sau alte instituții. Un părinte care așteaptă să-i fie educați copiii de către alții nu a înțeles ce înseamnă să fie părinte sau nu vrea să fie responsabil de educarea propriilor copii. Și din punctul meu de vedere, a eșuat ca părinte în contextul acesta. Cei care vreți să vă căsătoriți sau sunteți deja căsătoriți aveți responsabilitatea de a vă educa copiii atât din punct de vedere moral cât și spiritual. Voi aveți primii responsabilitatea de a vă învăța copiii să salute, să vorbească frumos, să fie respectoși cu cei din jur, dar și de a învăța despre Dumnezeu. Ca și părinți creștini, dacă așteptați ca educatoarele de la școala duminicală, liderul de tineret, pastorul sau preotul să-și ia responsabilitatea de a vă învăța proprii copii să se roage sau să-L cunoască pe Dumnezeu, ați eșuat ca și părinți în acest context. Biblia trebuie învățată de copii în familie. Doar dacă nu sunteți o familie creștină, copilul vostru poate crește fără să cunoască Biblia. Altfel este imposibil ca în 10-15 ani de sta zi de zi într-o familie așa zisă creștină, copilul să nu cunoască mai nimic din Biblie. Gândiți-vă bine cei care aveți copii adulți deja, dar care nu cunosc Biblia. Ce fel de părinți creștini sunteți voi? Fiți responsabili, chiar dacă începeți în ceasul al 12-lea. Cam astea ar fi câteva responsabilități pe care le au cei ce vor să se căsătorească sau sunt deja căsătoriți. Sper să vă fi fost de folos și dacă v-au fost de folos, distribuiți acest clip și altora ca și alții să poată auzi aceste adevăruri și astfel să deveniți și voi părtași la răspândirea adevărului împreună cu mine. Abonați-vă de asemenea la canalul de YouTube Factorul Decisiv dacă nu ați făcut-o deja și apăsați clopoțelul pentru ca să puteți să fiți anunțați de fiecare dată când voi posta un clip nou. La revedere!